Dragii mei, bun venit în țara realismului magic. Cândva această regiune l-a inspirat pe marele Gabriel García Márquez, cel care avea să scrie unul dintre cele mai frumoase romane ale literaturii universale, Un veac de singurătate. O regiune în care limita dintre real și fantastic este aproape insesizabilă, pentru că cei care își lasă deschise toate ferestrele sufletului și minții o să o simtă. Vă rog să o faceți și voi. În această etapă a noua, o etapă în care vă veți concentra pe comori. Okay. Dar suntem pe drumul aurului, nu? Comori. Să știți că este vorba și de comori materiale, dar și de cele spirituale, pe care ar fi păcat să le ratați în goana cursei. Controlați-vă emoțiile, ascuțiți-vă intuiția și lăsați instinctul să vă ghideze încet către marea finală. Aș fi ipocrit să spun că am venit până aici, am ajuns până aici și să nu-mi doresc să joc finala. Dar până am dorit să joc finala, am doresc să joc semifinala. Dacă nu ar exista dorința de a ajunge în finală, nu am mai fi în concurs. Peisajul, după cum vedeți, este superb, iar oamenii, după cum îi veți cunoaște, sunt remarcabili. Ei își spun poporul Costeño. Este o altă țară din interiorul Columbiei. Aici veți descoperi o cu totul altă lume. Pornind de la o limbă care nici măcar nu sună spaniolă, apoi la temperaturile extrem de ridicate, mai ales că venim de la munte, se schimbă peisajele, vedem tablouri deșertice, uluitoare, dar cel mai important, vom descoperi câteva dintre poveștile și fețele unei culturi unice. Trebuie să vă spun o poveste. Când au venit conquistadorii, toate triburile locale de pe râul Magdalena și-au îngropat bijuteriile, statuile, dar mai ales totemurile sacre de aur în morminte. Aceste morminte se numeau guacas. Mii dintre ele au fost descoperite și dezgropate, apoi duse în Spania. Dar multe au rămas nedescoperite. Pe traseul către marea finală, de-a lungul văii fluviului Magdalena, veți avea de căutat propria comoară, care vă poate deschide porțile și vă poate plăti intrarea în cetatea Cartagenei. Marea Caraibelor în Cartagena. Foarte frumos. Mult a fost, puțin mai e. Semifinalele. Mai rezistăm un pic. Acestor figuri de aur le vom spune Dorados. Că să nu uităm, suntem în căutarea orașului de aur. Aceasta, de exemplu, este o broscuță și valorează un soare, pentru că așa vom calcula comoara voastră. Aceasta este o floare și valorează tot un soare. Aceasta este o coroană. Valorează trei sori. E la mare căutare asta. Aceasta... Mulți. Un zeu, un războinic, un luptător și valorează 10. Mai avem o figurină care nu este încă aici. Este vorba despre o figurină care înseamnă viață și valorează 5 sori. Să vină cât să mai vină mult aur la noi, că la orice altceva am alergie. Pentru triburile aurului, Chibchas, aurul nu avea o valoare economică, ci doar spirituală. Iar acest metal era elementul care semăna cel mai mult cu soarele. Și soarele era zeul lor principal. Ei nu foloseau bani, așa că unele simboluri erau mai importante decât altele. De asta avem 5 tipuri de dorados și de asta ele au valori diferite. Fiți foarte atenți, pentru că cine va avea cele mai multe dorados va deveni imun. A, da. Suntem încă încrezători că mai avem energie și forțe să putem să ajungem în finală și să o ducem la bun sfârșit. Puteți obține aceste figurine de aur săpând după ele, așa cum se găsesc toate comorile. Le puteți obține la misiuni, le puteți obține la jocuri, le puteți găsi pe drum, cum va fi norocul. Bineînțeles că și astăzi vom avea un joc și asta va însemna și o amuletă de 1000 de euro de la Kaufland, dar și un joker și niște sori. Eu vreau să adun cât mai multe totemuri de alea. Mi-mi place ideea de a aduna o comoară. Pentru că am ajuns în locuri cu temperaturi foarte ridicate, o să vă împart și niște energizante. Da. Se numesc Crazy Wolf. Crazy Wolf. Bineînțeles că sunt tot de la Kaufland. Ce nu-mi place mie acum e căldura, băiat. Băi, o căldură aici. Doamne ferește. E fantastică. Este una dintre cele mai tari călduri ever. Mie îmi dă energie, îmi deschide ochii, îmi deschide sufletul, m-am prins viață. Și
mapele. Mulțumim. Succes. De-a lungul Americii Express am avut tot felul de căutări de oameni, de obiecte. Uneori a fost mai greu, alteori a fost mai ușor. Am avut unele momente în care am căutat o linguriță timp de o oră jumate. Au fost alte dăți când am căutat un om 2 secunde. Cumva depinde de unde suntem, depinde de ce căutăm. Și de soartă și noroc. Și de soartă și noroc. În aceste plicuri sunt niște poze ale unor porți. Dacă ați apucat să vedeți un pic orașul acesta, așa din mers, să știți că este vorba despre o moștenire UNESCO. După cum ați văzut, totul este păstrat intact și atmosfera este absolut colonială oriunde ai privi în jurul tău. Tot oriunde ai privi în jurul tău, vezi niște uși, niște porți care se deschid cu chei din acestea, au lacăte mari. Voi veți primi fiecare câte 7 poze și 7 chei. Trebuie să găsiți ușa a cărei lacăt poate fi deschis cu una dintre aceste chei. Acolo voi veți găsi următoarele indicii dacă veți reuși să deschideți lacătul. Pa cheile, vreau să zângâne așa. Plecăm în cursă în etapa noua. În 3, 2, 1... Succes! În semifinală au rămas echipe puternice, determinate, da, focusate. Sunt sigur că oricare dintre ei m-ar trimite cu drag acasă, cum și eu aș face-o tot cu drag. Foarte mult mi-aș dori să văd momentul ăla cu finala. Să-l văd din poziția de finalist câștigător. Nu, n-are cum. Uite, are de-asta jos. Ia vezi, aia, ia. Vezi că e pătrată cu grilaj sus, ține. N-avem. Nu, că are alte semne. Hai! Pe strada 16, hai să mergi la adresa aia. Da, mă, s-o să o lăsă sau nu? Păi nu, e cam goală, nu. Bine. Hai pe următoare. 15, 7, 8. Ce pe aia? Da, mă, trebuie să facem stânga pe acolo, sunt mai multe. Dar 3 cruse la 15. Ok, gracias. Sunt într-o singură poză, se vedea un număr de poartă. 15 cu 73 și am încercat să găsim acest număr și de acolo să vedem în ce direcție s-o apă. Să le găsim pe celălalt. Vers, vers, vine una verde. Da. Ia vezi, e vreo una cu de-asta, două de-astea, paralele? Nu, e doar un. Hai. Erau porți peste tot. Ne-am încercat să scanăm așa în stânga, în dreapta. Culmea, marea majoritate, maro și veri, dar trebuia pe de altă parte să găsim anumite detalii distinctive care să ne atragă atenția. L-ai la toate. Uite, asta-i. Asta-i asta. Da. Asta-i. Ține un pic. Nu e. Ba da. Păi asta e, da. Pare că nu, ori nu știu eu să o deschid. Mi-am dat seama că e ceva legat de lacătul acela. Ne așteptam ca fiecare poartă să aibă genul acela de lacăt. Am încercat cheile pe rând, dar mi-am dat seama din start că am putea avea o problemă legată de cum deschidem acel lacăt. Nu, nu merge. O, uno con... Esto? Nu? Așa. Okay, gracias. Am pierdut o groază de timp, oamenii ziceau ban stânga, ban dreapta, ban sus, ban jos, nu mai știam exact. Cea mai ușoară casă de găsit era o casă albă, da, și poartă albastră. Albastru țipător. Și am să aibă să căutăm asta. Să fie aici, e. Uite cu gratiu, da? Nu, n-are gratiu noastră. N-are gratiu, nu? N-are gratiu, are, are un lacăt. Arăta, da, identic culoarea. Și am să aibă să vedem și după colț, așa, poate nu o fi, da, doar aici. Hai, man. Nu merge. Nu merge. Baga a doua. Nu merge. Bă, fii atent că nu-i bă. Irina ne-a zis. Vedeți că s-ar putea să găsiți poarta, dar să nu meargă cheia. O să se deschide din prima de unde îți dai seama. Se-a a doua. Bă, sunteți la fel, oare încercăm una așa e? Hă? Deci una s-a învârtit destul de mult, dar nu s-a deschis. Bă, frate, zic, da, nu, nu. Nu ia. Deja aveam băgat toate aia, mai zic, da, hai să mai bag și ultima cheia. E... Ultima cheie. Hai, ia, ia, ia. Ah, s-a deschis. Ala! Ala! O, nu cred. Doamne, prima poartă, primul plic. Gracias. Gracias.
Bă, ești prost cu cap. Du-te, bă, de aici. Dragilor, căutați-vă la America Explora Casa Candelario Obeso din Mompox. Casa? Casa Candelario. N-am avut o clipă tendința să încep poarta aia. Pentru că era prea țipătoare. Deci a fost la ok, să plecăm. Da. Nu-i mai asta, că se deschidea până acum. Nu-i asta, dă-o încolo. Ia vezi asta de pe stânga, verde. Asta e. Sper. Da. Asta e una. Mi-a sărit în ochi un lacăt pe o poartă verde. Bang! Ce e aici? Stop! Hai să vedem. Haide, și așa arată lacăt. Uite-o pe aia verde. Sau? Ce dracu mai așa? Nu. Aia verde e cu gratis. Da, da. Hai, mă, deschide-te, te rog frumos. Nu e a noastră asta, e altul. Am băgat prima cheie, nimic. Am băgat a doua cheie, nimic. Am băgat a treia cheie, nimic. Am băgat a... Le-am băgat pe toate, nimic. Că tu le încuiai. Ești nebun? Voi ești nebun? Dă-ne ce întoarce cheii, vă hărști! S-a deschis la... Pac! S-a învârtit, cum s-a deschis. Cum e posibil? Prima poartă pe care o găsim este poarta care se deschide cu ultima cheie. Am găsit-o asta. Îl văd pe Scărlătescu, se chinuia să deschidă un lacăt. Până când a dat cheia bună și a reușit să găsească plicul. Când îl vezi pe altul că deschide ușa primul, ne-a pus și pe noi în alertă. Uite. Hai să afli mai multe despre aventura America Express. Poți să urmărești podcast Tito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.